Numărul bicicliștilor răniți în trafic crește de la an la an. Acest lucru se datorează pe de o parte neatenției șoferilor, iar pe de altă parte necunoașterii regulilor de circulație de către cei care circulă pe două roți. Academia Velo, un program de educație rutieră derulat de Fundația Comunitară Mureș, a oferit deja cursuri pentru 70 de elevi. Sunt elevi care cunosc destul de bine legislația, dar sunt și elevi care nu prea cunosc legislația care se referă la bicicliști. Și pe partea practică, ei practic au posibilitatea să exerseze diferite manevre pe care fac pe bicicletă în trafic. Cursul a inclus 10 ore, dintre care o oră jumătate, 2 ore de teorie și 8 ore de practică. Cei care au ratat primul curs și care ar vrea să circule în siguranță se mai pot înscrie, deoarece în curând începe cea de-a doua etapă a programului. Practic, acum începem a doua perioadă, care va derula până la sfârșitul lunii februarie și acum selectăm elevii până în 29 ianuarie. La cursurile gratuite oferite de Academia Velo se pot înscrie liceenii din Târgu Mureș, care vor primi la sfârșit un pachet de absolvire care conține diplomă, husă reflectorizantă, tricou, lămpi și elemente reflectorizante care se montează pe roți.